Ai de gând să-ți scoți motorul la plimbare? Sau ai de gând să pleci de acasă pe 29 și 30 iulie? Dă o tură pe la Rânca și urcă pe Transalpina, pe un drum ce te va duce la cel mai de sus festival rock. Amplifică muzica bună rock cu turația motorului tău, iar dacă vrei să faci parte din festival, fii doar prezent, iar noi o să te primim în marea familie Rockfest Transalpina. Primul acord începe cu tine. Amplifică și tu atmosfera de la Rockfest și urcă la înălțime cu cei mai tari rockeri. În ultimul weekend din iulie, ducem rockul la înălțime. Un festival promovat de Rock FM și 1 Plus TV. Bun găsit, doamnelor și domnilor, la 1 Plus TV, la emisiunea Click pe Întrebare. Avem în această seară un invitat special de la Teatrul Dramatic Elvira Godeanu din Târgu Jiu, actorul Mihai Rădulea. Bună seara, bine ai venit! Bună seara, mulțumesc pentru invitație! Și motivul pentru care te-am invitat în această seară este faptul că ai reușit să câștigi un premiu important, un premiu la nivel național, premiul pentru debut Ilinca Tomoroveanu, obținut cu ocazia desfășurării galei premiilor Teatrului Radiofonic, care s-a desfășurat la București în weekendul trecut, un eveniment deosebit, așa cum spuneam, un premiu național. Este un premiu important obținut de teatrul din Târgu Jiu, premiu acordată pentru rolul lui Tudor Vladimirescu din spectacolul Cazul lui Tudor, da. Lui Tudor, spectacol care a avut loc în anul bicentenar, un spectacol complex, un spectacol care a pus mai mult accent pe partea muzicală, a fost și pe partea muzicală, coreografică, dar a avut și așa un impact și din punct de vedere al istoriei, pentru că trebuie să ne aducem aminte de eroii noștri și de ce a însemnat Revoluția, evenimentul, acțiunea lui Tudor Vladimirescu în istoria României. Haideți să ne povestești cum a fost la București, ai avut emoții, mă gândesc că e primul premiu, nu? Obținut de tine. Da. Primul premiu pe parte profesională după terminarea facultății. La București, ce să zic, a fost drumul lung. Dus tot pe dealul negru, tot da, aceleași probleme, întârzieri, blocaje în trafic. Exact. Dar lăsând asta la o parte, m-am simțit foarte emoționat și în același timp mic. Pentru că am văzut doi oameni care au câștigat premiul pentru personaje, pentru personaje, cel mai bun personaj masculin și feminin. Și mi-am dat seama cât de mic sunt eu acum la vârsta pe care o am ca om comparativ cu ei. Doamna Cocablos a avut un discurs emoționant și din inimă, adică nu scris, nu nimic. Și de asta mă gândeam cât mai am de muncă, cât mai am de muncă până acolo. Bineînțeles, nu contestă nimeni treaba asta, dar pentru mine e foarte important, foarte, foarte important că suntem aici, pentru că premiul nu e al meu. Am mai spus asta, o să o repet, e al echipei, de fapt. Norocul meu a fost să primești rolul. Exact. Norocul meu ăsta a fost că am avut rolul. E că ai fost la bătaie cu Caveți ca fizionomie, mă gândesc, cu domnul Cosmin Breuță. Eu asta am crezut prima oară, eu asta am crezut. Când am auzit că facem spectacolul respectiv, am zis, ok, înseamnă că o să fiu și eu ceva pe acolo, un ostaș, ceva, cine știe. Eventual, poate, că era discuția cu Cai, atunci să fie și Cai în spectacol, nu s-a putut, din păcate. Mă gândeam, poate prind și eu un cal să călăresc și eu ceva. Unul dintre cei patru cai, da. Nu Tudor. Rolul adică principal, da. Nu m-am gândit la asta. Și am rămas șocat, bineînțeles.
Da, nu știu ce să zic. Chiar a fost o șansă pe care ai, da, tocmai, pe care tocmai, ai primit-o. Tocmai. Și mi-am dat seama de chestia asta prin ochii colegilor mei, de fapt, că de fapt eu niciodată nu sunt conștient de ceea ce primesc. Mă bucur, nu mă gândesc că e o miză foarte mare și vreau să muncesc cât mai mult. Și colegii mei mă fac să conștientizez, de fapt, ce șansă am. Și pe mine asta mă frapează uneori, că niciodată nu-mi dau seama de ceea ce fac. Ce actori importanți au fost prezenți la această gală? Păi, doamna Cuca Blos și... bine, automat au fost colegii noștri de aici, de la Târgu Jiu, și mă refer la domnul Alexandrescu, domnul Cristinel Dobran, domnul Dan Calotă, domnul director Cosmin Brehuță, a fost și Ani Gârbaciu. Stai să mă gândesc dacă n-am omis pe cineva. Sunt actorii teatrului din Târgu Jiu care au fost alături de tine, prezenți la acest eveniment deosebit de important. Dintre actorii de la nivel național, teatrele importante? Au fost, de fapt, festivalul de acolo a fost un internațional. Și cred că în proporție de peste 90% au fost oameni din afara țării la eveniment. Bineînțeles și de la Radiodifuziune, care au fost organizatorii evenimentului. Nu știu dacă am omis pe cineva de la noi din țară, ca să zic așa. Nu-mi dau seama. Da. Da, asta spuneam. Cadrul festivalului a fost unul internațional. Și de asta, în cadrul festivalului s-a oferit și premiul. Nominalizați câți au fost pentru premiul acesta? Sau nu știu. Sau cum s-a... Nu știu. L-am întrebat pe domnul Gavril, domnul Gavril Pinte, cum s-a organizat. Pentru că m-a sunat, mi-a spus, vezi că puțin sobru, trebuie să vii la București. Zic, de ce? Păi s-a întâmplat ceva. Zic, ce s-a întâmplat? Păi ai câștigat un premiu. Păi așa sobru m-a anunțat. Ai fost anunțat dinainte, știai că urmează să primești. Nu cu mult. Și din ce am auzit, de fapt nominalizați, am fost toți din spectacol. Uh-huh. Pentru că aproape toți am avut debut pe zona radiofonică. Și cred că eu am avut norocul ăsta. E și piesa este nominalizată pentru Gala Uniter. Gala Uniter, da. Tot pe partea radiofonică, categoria de radiofonică. Și vom afla abia pe 4 iulie, dacă nu mă înșel. Peste puțin timp, câteva săptămâni, o să fie desemnată piesa, spectacolul câștigător. De ce crezi că a contat foarte mult partea asta de radiofonică și nu alte lucruri? Eu am văzut, pe mine m-a surprins faptul că sunt foarte puține categorii la Gala Uniter. Păi, din păcate, a fost târziu inclusiv participarea pentru cel mai bun spectacol. Da. Sau, nu știu, o altă categorie, pentru că a ieșit și târziu. Era și perioada asta pandemică atunci. Cu restricții, cu intrare pe bază de vaccin. Asta se știu. Și partea radiofonică cred eu că e foarte importantă, pentru că ea a creat un alt univers. Și ascultând ce a făcut domnul Gavril pe partea radiofonică împreună cu echipa de la Teatrul Național Radiofonic, mi-am dat seama cât de mult a contat, inclusiv faptul că noi am cântat în spectacol. Pentru că a dus mai departe povestea, a adăugat o altă culoare poveștii, știute, cumva, într-o oarecare măsură. Bine, și partea umană pe care am încercat noi să o creăm, a lui Tudor. Nu știu. Aici nu mă pot pronunța eu, pentru că nu sunt în măsură. Eu n-am ascultat partea radiofonică, ci doar am fost prezent la spectacol. Nu știu cum e partea asta, dacă e mai bună, dar
Oricum, mi-a plăcut și faptul că a fost un spectacol complex, cu dansatori, cu costume. Uite, mă gândeam chiar la unitele, ce nu se ceva o secțiune pentru partea asta de... E parte de scenografie. De scenografie, da. Da, da. Cea mai bună scenografie. Da, este. Da, este, este. Uh-huh. Mă așteptam la asta să fie cumva nominalizată, a fost o scenografie deosebită și... Atâtea costume și lucruri interesante. Nu știu. Nu... Aici nu sunt eu în măsură să hotărăsc, să decid, să mă pronunț. Dar oricum nu contează până la urmă dacă Teatrul din Târgu Jiu va avea șansă să primească un premiu uniter. Tocmai ceva... Cred că prima nominalizare, dacă nu mă înșel. Prima nominalizare, da. Pentru un teatru de provincie înseamnă enorm de mult. Pentru noi, în primul rând, ca tineri, nu știu, mă refer la mine și la colegii mei. Nu știu câte teatru din țară se pot mândri cu un premiu uniter în... Da, nici aici nu știu degeaba, adică pot să spun doar că nu știu concret. Da, teatre și mai așa, nu de nivelul nostru, nu vorbim de teatre naționale. Da, bineînțeles. Cluj, Iași și toate... Da. Craiova, da. Da. Uite, dacă reușim să ne luptăm cu teatrele acestea mari, înseamnă ceva. Și mi-aduc aminte că recent a venit și Matei Vișne la Târgu. Că am spus de Craiova și îmi cer scuze că am uitat, domnul Boroghină, automat. A fost prezent și a fost și el nominalizat. Uitasem complet și îmi pare rău pentru asta. Dar norocul a fost că am menționat de Craiova și de asta mi-am readus aminte. Cum a fost rolul acesta pentru tine? Câtă muncă a însemnat? Pentru că e și un spectacol lung, are 2 ore și ceva, nu? Sau? Da. 2 ore jumătate aproximativ. Uh-huh, uh-huh. Timpul de lucru propriu zis la scenă a fost aproximativ de 3-4 luni. Aproximativ. Ceea ce e enorm pentru un spectacol în ziua de astăzi, pentru că pornind de pe Broadway, treaba s-a modificat. Adică se lucrează la un spectacol maxim o lună, pentru că e vorba de consum, nu? Da. Jucăm spectacolul respectiv, dacă mai are vânzare, bine, îl mai jucăm, dacă nu. Și pentru un spectacol e foarte mult să ai 4 luni la dispoziție. Și foarte bine să ai, adică așa ar și trebui de fapt. Personajul a fost puțin complicat, pentru că era un concret, era din istorie. Dacă e un personaj pe care nu-l știe nimeni și îl pot crea cum vreau eu, împreună cu regizorul, bineînțeles, mi-e mult mai ușor. Aici trebuie să urmez niște criterii ale persoanei, niște cumva specificații, dacă ar fi să ducem în zona asta, ale personajului. Norocul meu a fost că nu am încercat să arătăm zona asta a eroului, cumva emblemei naționale, ci mai degrabă a omului. Pentru că de aici a și plecat totul, pornind de la discuția cu domnul Gavril Pinte. Și din punctul ăsta de vedere am avut o treabă puțin mai ușoară. Da. Adică a fost mai relaxant un pic. Bine că e vorba de ca un fel de proces al lui Tudor Vladimirescu, dar în realitate, chiar cu asta pornește spectacolul, n-a fost vorba de un proces în care a fost judecat. Da, păi se și menționează la final. Da, oricum toate evenimentele de acolo au fost reale, prezentate. Da. Și știu că ați beneficiat și de sfaturile sau de o consultație din partea istoricului Gheorghe Gorun, și pentru că de greutate oricum, asta, domnul Gorun se apucase cu un an înainte de a aduna informații din punct de vedere istoric ca să fie cât mai concrete. Bineînțeles, în istorie știm cu toții, nu știm exact ce e concret, ci doar putem aduna mai multe date care se asemănă între ele din punctul ăsta de vedere. Dar da, domnul Gorun ne-a ajutat foarte mult și era într-o discuție continuă cu domnul Gavril Pinte. Trebuie să găsești o cale de mijloc și partea să combini partea artistică cu partea istorică. Asta a fost. Cumva aici a fost pariu. Da. De asta am încercat să avem cai. Doar că
Sunt foarte sensibil. Da, a fost mai greu. De asta, la lumină puternică, la zgomot puternic, imediat reacționează. Și se putea întâmpla ce. Pentru că nu era o mașină. Dacă era să treacă o mașină pe acolo, da. Dar având muzică rock, având lumină puternică de scenă, a fost foarte greu. Am încercat, adică nu putem spune că n-am încercat. Ați încercat? Ați adus cai și... Da, am repetat cu ei, am încercat să facem repetiții cu ei. Nu se putea. Nu au reacționat cum trebuie, nu? Nu. Există cai, bineînțeles, cumva crescuți în zona asta, special pentru asta, dar sunt foarte scumpi. Nici nu ne putem gândi la așa ceva. Noi, ca teatru de provincie, nu. Cred că niciun teatru de... Cred că poate la un nivel național, de teatru național, dar doar la premieră poate. Atât de scump e. Da. Ce, cum a trebuit să... Știu că ți-ai mai schimbat din înfățișare. Da, părul, în primul rând. Părul a trebuit să-l las lung. Cam asta a fost în materie de înfățișare, dar după cum se vede, încă e și-a lăsat amprenta. Cine știe, poate mai trebuie să ne jucați. Păi da, tocmai asta e, că e foarte posibil să plecăm cu ea la Chișinău în 2023, să deschidem festivalul de acolo. A fost o discuție acum la festivalul nostru, festivalul internațional. S-a discutat despre asta, pentru că anul ăsta era prea din scurt, da. Și pentru la anul. Dar să vedem. Știu că au fost și unele probleme, să zic așa, de sănătate cu care v-ați confruntat unii dintre voi. Știu de Oana Marinescu că a avut probleme în spatele, da. Da, și o răceală foarte puternică mare. Și ceva la... Și a avut și încă are. Și a repetat în condițiile astea, da. A fost prezentă și... La noi așa funcționează. Oana Marinescu, care joacă rolul logodnicei. Da, a trebuit să am foarte mare grijă cu ea în scenă. Și cumva la noi așa funcționează, din păcate. Actoria nu te iartă. Și trebuie. Repetăm și în condiții de genul. Și eu am pățit-o, și fratele meu, pentru că mi-e apropiat, colegii mei au pățit-o, toți am pățit-o. Am repetat și cu febră. Și nu mă refer acum în perioada asta de pandemie. Și de-a lungul timpului. Da, da. Ne povestea profesorul, un profesor din facultate, domnul Coșuleț, cum că repeta cu febră 39 la scenă. Era și repeta cu febră 39. Și mai ales că spectacolul a avut loc și în anumite condiții, adică în aer liber. Da. Diferă temperatura, nu știu, poate e mai rece, mai cald. Și eram cumva la mila Domnului. Bate vântul. Mai ales că s-a avut loc și lângă lacul din parcul. Pe insuliță. Pe insuliță. Și acolo mai sunt curenți, mai sunt... Păi da, tocmai în fiecare zi ne luptam cu chestia asta, pentru că începeam repetițiile la ora 9 dimineața, ca să nu fie cald, să prindem puțin răcoare, și le încheiam la 12:30, uneori 1, dacă ne permitea vremea. Și începeam seara la ora 7, pentru că fiind totul în aer liber, a fost crunt. Mi-aduc aminte că aveam spectacol la Vâlcea atunci, într-un weekend, și l-am rugat pe Gavril să mă lase să repet fără tricou dimineața, pentru că la Vâlcea jucam un spectacol în care aveam foarte multă coreografie și aveam doar o pereche de boxeri nud pe mine și era culmea să fie apărut bronzat până aproape de umăr. Era puțin ciudat și de asta a fost o perioadă interesantă. Foarte interesantă. O provocare a fost și faptul că voi toți a trebuit să cântați. Da. Da. Cum a fost? Cum te-ai descurcat cu... S-a făcut o pregătire. Destul de dificil, totuși. Da, da, da. S-a făcut o pregătire din punctul ăsta de vedere cu Alina Lăcătușu, căreia îi mulțumim foarte mult. A însemnat mult lucru cu ea. Bine, voi să nu greșiți note, să cântați cum trebuie. Tocmai, asta a fost adică pentru datoria ei. Destul de greu. Asta a fost datoria ei, da. Și mai ales să cântați muzică rock. Da, operă rock în sensul ăsta. Rock, da. Făcând o paralelă, mi-am adus aminte, am văzut recent, acum de sărbători, am fost la părinții mei în Anglia și am văzut Mizerabilii. Și mi-am dat seama cât de mult înseamnă
ca să completez ceea ce am spus mai devreme, că de mult înseamnă un actorul complet. Actorul care știe să cânte, să danseze și să joace. Și de asta, revenind la lucrul ăsta, cred că noi am făcut-o la un nivel decent, comparativ cu alții, bine, la un alt nivel. Dar pentru noi a fost un mare salt. Am făcut un mare pas înainte, din punctul ăsta de vedere, pentru că ne-a unit, în primul rând. Alina e foarte riguroasă în materie de repetiții, adică trebuie să fii exact. Îți cere ceva, trebuie să faci chestia aia și de asta m-am și bucurat în lucru cu ea. Chiar dacă eram nervos mai tot timpul, pentru că trebuia să mă gândesc și la personaj și la partea de muzică. Și bineînțeles Andy Dumitrescu, care el a făcut partea muzicală, căruia îi mulțumesc și lui. Sunt niște oameni care stau în spate, care nu sunt văzuți și care aduc un mare plus spectacolului. Și dacă a fost greu, ei ne-au ajutat să ne fie mai ușor. Da, voi în facultate faceți și... Adică... Canto. Da? Da. Deci... Și instrument. Bine, la Sibiu am făcut și instrument. Se studiază. Nu foarte mult. Da. Pentru că principale sunt orele de actorie. Dar minim o oră pe săptămână. Minim o oră. Și, da, face parte din treaba asta. Și ce spuneam cu actorul complet, foarte multă mișcare în facultate. Adică făceam undeva la... Cred că între 12 și 15 ore pe săptămână de mișcare. Păi chiar dacă cineva nu are voce sau cum? Da. Trebuie să... Se dezvoltă. În primul rând se caută să vadă. Spre exemplu, am avut colegi care nu știau să cânte. Și la finalul facultății făcuseră un mare salt. Adică nu mai recunoșteam. Prin practică? Da, prin exercițiu, de fapt. Da. Și prima oară caută să vadă dacă au ritm, dacă au ureche muzicală, pentru că vocea o pot antrena. Dar dacă ei nu prind nici tonalitatea și nici ritmul, de acolo vine greul. Și cumva noi n-am avut o problemă la spectacol, nu am avut o problemă cu asta. Doamne ajută, mare parte din colegii mei cântă și mă bucur. Da, și Oana Marinescu chiar tocmai, profesionistă. Tocmai. Eu care și o formație, eu care cântă. Exact. Chiar exact. Compune, nu? Da. Păi chiar a compus recent pentru încă un cântăreț de la cunoscut. București. Da. Nu mai știu pentru cine, îmi pare rău, asta e. Nu mă pricep, nu ascult muzică în mare parte contemporană. Dar na. Haideți să-mi spui și câteva lucruri despre tine. Ești târgujean? Da. Cum ai luat drumul ăsta? Gorjan. Crescut până la aproape un an aici, apoi în Olt, în apropiere de Dunăre, până în clasa 5-a. Deci până la un an de zile ai plecat cu părinții? Da, cu părinții de aici, la mama mea la țară. Și am crescut până în clasa 5 acolo, ne-am întors, da. Și chiar mă bucur că am făcut, că am avut parte de o asemenea creștere, pentru că mi-am dat seama cât de mult contează zona de țară în copilăria cuiva. Enorm, enorm. Da, m-am întors. Dar de ce trebuie să pleci? Sau părinții? Părinții s-au certat cu bunica mea, mă rog. Chestii... Nu, să plece din Târgu Jiu în Olt. Da, de ce trebuie să plece din Târgu Jiu în Olt? Da, tocmai din cauza asta. Ai și bunici în Târgu Jiu, da? Sau? Am avut, da. Ai avut. Din păcate nu am niciun bunic, dar da, din cauza asta. Bine. S-au dus la bunici ceilalți. Exact. De fapt, bunica mea din partea lui taică mea de aici, era din Huș, nu era din Târgu Jiu. Dar venise aici, bunica mea de la Novaci, adică, sunt cumva așa o amestecătură de gorjan, oltean și moldovean. Nu știu cum, dar mă rog. Da, și când am întors... Și ești departe, că și cuzină Toma e născut, are părinții tot în Olt. La 200 de km de aici. Comuna din Olt. În apropiere de Vișina, unde a crescut, de fapt, Constantin Enceanu. Uh-huh. Deci nu în zona respectivă.
Ne-am întors, am terminat generala, bineînțeles. Și la generala ai fost la liceul de arte sau? Nu, la Pompiliu Marcea. Adică nicio treabă. Da. Nicio treabă, dar aveam o colegă care a vrut să meargă la liceul de artă și am zis că mă duc și eu după ea, dar nu știam ce, pentru că mi-a spus: "Păi, eu mă duc la desen." Și la desen eram praf și încă sunt praf, adică nu mă pricep deloc. Eventual, nu știu, desenez dacă ar fi să fac ceva care e deja trasat, eu doar să-l colorez, în sensul ăsta de carte de colorat. Muzică, pot să cânt, dar nu știu partea teoretică și e foarte greu din punctul ăsta de vedere să recuperezi atâția ani. Da. Și am zis, hai că dau la teatru, spuneam atunci, hai că dau la teatru. Mi-am luat două poezii și nu știam că trebuie și o fabulă. L-am sunat pe tata dimineața, a trebuit să semneze acolo pentru el că el nu putea fi prezent. A fost super complicat, super complicat. Și a trebuit să învăț o fabulă cu 10 minute înainte de a intra la examen. Adică a fost o nebunie din asta. Maică m-a dus la biserică, mi-a pus lumânare să nu intru. Da, să nu voia, da, ea voia să fac mate info. Da. Ne pricepam foarte bine și eu și fratele meu la informatică. De ce n-ai vrut să mergi? Partea asta. Niciodată n-am vrut să... Adică am fost cumva puțin rebel din punctul ăsta. Se face altfel. Am vrut să fac eu... pe spatele meu, cumva, pe barba mea, dacă ar fi să zic așa, și niciodată nu, cumva m-am bătut cap în cap cu maică mea, cam tot timpul, și încă o facem, și știu că o să se uite la asta, o să râdă, asta e. Deci a fost mai mult o pornire așa ca să... Nu, clar nu, eu voiam să mă fac mecanic auto, îmi plăceau foarte mult mașinile, dar au exclus treaba asta și am zis, ok, mă duc la actorie. Du-te unde vrei. Eu oricum eram înainte de admiterea la liceu, m-am dus, am intrat, am terminat liceul, am vrut să dau la poliție, am dat la poliție, am picat la poliție, nu cu mult. Bine agent, că n-am intrat. Agent sau la academie? La Câmpina. Uh-huh. Bine că n-am intrat. Mă bucur că n-am intrat. La modul că nu fac parte din sistemul lor, și mă bucur că fac ceea ce fac, în sensul ăsta. Erai puțin mai rebel, nu știu dacă te adaptai rigorilor din... Nu cred că ar fi asta o problemă din punctul ăsta. Pentru că actoria, credeți-mă, e mult mai strictă. E mult mai strictă. Adică trebuie să avem grijă de voce, de corp, pentru că de fapt ăsta e instrumentul nostru. Da, și da. Deci după ce ai terminat liceul, ai încercat la poliție, ai picat, am picat și după ce m-am dus să dau la... În același an sau apoi? Nu, era deja târziu, pentru că era deja august. Da, în anul următor. Și odată în anul următor, bine, am lucrat. Am cântat prin baruri în perioada respectivă, am făcut destul de chestii. Aici în Târgu Jiu? Aici în Târgu Jiu, da. Și cu 3 zile înainte de admitere m-am pregătit, am dat... Bine, aveam repertoriu destul de stufos din liceu, pentru că făcând asta în liceu aveam de unde alege. Da, aveai o bază. Da. Și a spus maica mea, s-a uitat la fratele meu, el voia să facă regie. Dar voia să pregătească pentru anul următor, pentru că e foarte mult de studiu la regie, la admitere. Unde ești tu cu fratele la Sibiu? Și fratele ce terminați? Tot actorie. Tot la liceul de... Da, pentru că venise după mine, l-a plăcut, a dormit foarte mult ce a făcut Cosmin cu domnul Alex, atunci era și Cristina Um. L-a plăcut de fapt ce au făcut cu mine în primul an de liceu și l-au convins și pe el să dea acolo. Și da, am intrat la Sibiu cu fratele meu în clasă. Și după ce am terminat, am venit aici. Dar cumva noi asta am și vrut, sau cel puțin eu. Acum nu vreau să vorbesc în numele lui fratele meu. Ai vrut să întorci în oraș? Da, eu am vrut să mă întorc. Adică, eu mă țin abia așteptă să plece. De ce? Păi tocmai aici e capcana. Ne plângem că nu merge nimic bine, plecăm cu toții, dar nu rămâne nimeni să lucreze, să lupte pentru treaba asta. Da, și să ne plângem că lucrurile merg rău. Ce prost merge în România. Toți tinerii pleacă. Păi da, și de că... ce? Hai să rămânem să facem ceva. Da, nu? Așa este. Chiar da. Recent m-am întâlnit cu un prieten din copilărie, are 22 de ani acum, puțin mai mic decât mine, vrea să se întoarcă deja. E plecat de câțiva ani în Anglia și vrea să vină înapoi, să schimbe ceva.
Da, e important și știu că în urmă cu câțiva ani statul avea un program pentru diaspora tineri, nu neapărat tineri, care vor să se întoarcă să-i ajute cu o sobă de masă și dezvolte o anumită afacere. Și știu că mulți au accesat și s-au întors. Cred că le e mai comod să adune bani acolo, să vină cu ei. Să vină cu ei. Decât să... Pentru că, sincer, nu putem să comparăm ajutorul pe care ni-l oferă statul nostru cu cel străin. Da. Din păcate. Să știi că sunt, că am mai avut și elevi de la Liceul de Arte care vor să plece în București. E normal că în București... Pentru că ne ia ochii. Ne ia ochii Bucureștiul. Poate că, din punct de vedere al... nu știu, al artistic, al șanselor pe care oportunităților sunt mult mai multe. Acolo e capitala, se decide totul. Dar eu m-am gândit și la treaba asta. În București, acum din ce știu, din ce am aflat recent, nu știu dacă e concret sau nu, sunt undeva la 4.000 de actori liberi profesioniști. Da. Păi stau și mă gândesc, eu ca să iau un casting, să spunem că nu vin 4.000 la casting, vin 1.000. Eu trebuie să fiu, dacă sunt două locuri, eu trebuie să fiu mai bun decât 999. Ca să fiu al doilea. Da. În sensul ăsta. E lupta foarte mare. Da. Dar uite că a fost... Nu că mi-ar fi teamă, îmi place competiția, mai ales constructivă. Dar e foarte mult de muncă și e o branșă care e destul de dificilă. Dificilă, dacă pot spune așa. Pentru că... Orgolii. Din păcate, da. Actorii lucrează, din păcate, cu orgolii. N-ar trebui și încerc pe cât se poate să renunț la ele. Pe cât se poate. Nu știu dacă îmi iese, nu știu dacă reușesc, dar mă lupt periodic cu asta ca să nu mă încurce în munca pe care o depun. Da, important e, nu știu, duci o luptă cu tine să fii mai bun. Păi asta e, de fapt. Dacă am o luptă cu mine, de ce să duci cu celălalt? Da, să fii tu mulțumit de ce realizezi. De ce da, e... da. Nu că ai reușit, dar ai participat și la castinguri, la, mă refer, la rolul pentru filme, că știu că din sunt... păcate nu am avut timp. Indiferent că a fost pandemie sau nu, s-a lucrat foarte mult. Mi-aduc aminte acum de stagiunea 2018-2019, cred, sau 2019-2020, nu mai știu exact. Am avut jucate, și aici mă refer la mine, 117 reprezentații într-o stagiune. Da. Foarte mult. Te cam muncește, domnule. Din 9 luni. nu în sensul ăsta, pentru că regizorii aleg. Adică, da. Am înțeles. Ei vin, directorul nu propune nimic. El doar îi spune, uite, aș vrea să... eventual peste să montezi, să montezi spectacolul ăsta. El îi dă niște variante. Dacă nu, regizorul spune, am o variantă mai bună. Ok, hai să vedem. Dacă îi convine bine și spune, uite, asta e echipa. Tu ți alegi. Adică nu se impune cu nimic. Ce oameni, da. Exact, exact. Și de asta m-am muncit. Nu m-am muncit. M-am muncit. Și tu ai vrut din prima să vii la Târgu Jiu după ce ai terminat facultatea? Da, bineînțeles. Da. Păi da, eu asta m-am avut în minte toată facultatea. Am văzut oameni care și-au dorit să rămână acolo. Și nu-i contest, chiar mă bucur pentru ei. Am un coleg care chiar a rămas acolo angajat. La Sibiu, da. Și angajat la teatru acolo. Da. Și mă bucur pentru ei. Un teatru mai important. Exact. Cel din Sibiu. Exact. Și exact. Festivalul, cel mai important festival din țară. Am fost 5 ani de zile, am mers an de an, adică nu m-am oprit. Dar să știi că și festivalul de la Târgu Jiu, nu știu, tinde așa să devină mult mai complex. Încercăm să luăm un exemplu de la chiar mă gândeam că se poate compara cumva cu... Încă nu. Sau încercăm să ajungem la nivelul ăsta. Asta e. Ne dorim foarte mult să fim un punct important pe hartă. Și cred că anul ăsta am reușit. Și nu eu, mă refer aici în primul rând la Cosmin, la Cosmin Verhuță, la Iani Gârbaciu, care au pus toate lucrurile astea cap la cap, la domnul Ion Parhon. Mulțumim domnului Vișniec pentru că ne-a și recomandat o trupă și o trupă minunată. Minunată, mă refer la francezi. Nu știu, cred că abia de acum înainte putem să facem lucruri mari. Cred. Nu știu, sigur. Da, au avut loc mai multe evenimente. Nu spun că până acum nu ar fi fost. Doar că de aici în sus. Da, nu ce a fost diferit anul acesta, că s-au organizat și alte evenimente în afara spectacolului propriu-zise. Expoziții, acele concerte. Bineînțeles. Da.
trebuie să ne oprim aici. Mulțumesc pentru participare. Și mulțumesc mult. Și felicitări încă o dată pentru premiul obținut. Mulțumesc. Doamne și domnilor, ne revedem mâine seară, tot aici la 1+ TV. Domina Imobiliare. O nouă imagine. Vinzi, cumperi sau închiriezi, Domina Imobiliare te sprijină. Domina Imobiliare. Inovare în imobiliare. Yo, what's up? Baby, let's go! A film produced by Inspire Pictures. Salon Cochet Clinic Târgu Jiu. Oferă cele mai bune servicii de epilare definitivă, manicură, dar și pedicură la prețuri accesibile. Scapă de părul nedorit, grija epilării, dar și de iritații cu ajutorul procedurii de epilare definitivă. Rezultatele sunt garantate. Sună la 0353 418 425 și programează-te. Salon Cochet Clinic. Accesează mertecom.ro. Produse profesionale pentru curățenie și igienă. La noi găsești o gamă diversificată. Comanda acum! Alege produsul dorit, adaugă-l în coș și plasează comanda. Livrarea produselor se face în 24 de ore. Îți mulțumim! Accesează mertecom.ro. Promovează-te online. Direct și sigur, creăm strategia potrivită business-ului tău. 1+ TV, plusul tău de imagine. This station is now the ultimate power in the universe.